Sărbători îmbelșugate sau criză fără de sfârșit. Anul acesta, sărbătorile pascale se împletesc cu lipsa de bani a oamenilor de rând și astfel, în ziua de piață, avem parte doar de aglomerație și de produse nevândute. Comercianții din zonele limitrofe municipiului Dej se întâlnesc în fiecare marți și vineri la piața din Dej. Săptămâna premergătoare Paștilor, cel puțin teoretic, ar trebui să aducă foarte mulți cumpărători, însă anul acesta a adus foarte mulți privitori. Marea problemă, spun comercianții, este lipsa banilor. Dumneavoastră ați venit aici să vindeți sau să cumpărați laptele? Să vindem. Cu cât îl vindeți? Cu 4 lei, 2 kg. Și se cumpără? Se cumpără. Aveți clienți bine stabiliți sau vin? Avem și în plus pe lângă clienți care îi avem de toate zilele, de vinerea și de marța. Deci nu vă faceți griji că nu o să-l vindeți, nu? Se întâmplă să nu-l dai totdeauna și apoi îl ducem acasă și îl folosim noi acasă, îl închegăm, îl facem brânză. Cum vi se pare că e mișcarea aici față de anul trecut? Sunt mai mulți oameni, mai puțini? Cam așa. Piața de tot cam același. Și cumpărătorii și noi care vinde. Dumneavoastră vindeți lapte și brânză? Da. Ați fost și anul trecut aici? Am mai fost. Și cum sunt vânzările anul acesta față de anul trecut? Anul este prost față de anul trecut. De ce oare? Pentru ce nu știu, nu au bani, nu-s cumpărători, nu știu ce să zic, dar foarte, mai ales laptele, foarte ieftin. Brânza mai merge cum merge, apoi smântâna e zvârit. Și ouăle cum sunt? Ouăle cu 5 lei, 4 lei, ouăle mai mari, mai ales anul de sărbători, apoi după aceea nu ne mai întreba că poți opri somnișul cu ele. Da, nu știu cât a fost amul Ioan. Amul cu 6.000 ou. Am întrebat acolo când am venit în coace. Și se vând? Se vând. Trebuie, ouăle, că amul e aproape de Paște. Și anul trecut vă amintiți cât era prețul? Nu mi-amintesc, că n-am venit măte încă. Nu mi-amintesc de amul Ioan. Cu cât dați, ouăle? Cu 5, scumpă. 50 de bani? E, cu 50 de bani. Și se cumpără? Da, păi așa, și așa. Înainte de Paște, acum ar trebui să cumpere? Am dat, dar numai câteva. Cam vândut și anul trecut tot așa. Și găinii spuneai lume, nu scumpe, e piațul destul de acceptabil și bogat piațul. Și am auzit că și miei, sunt 120, deci 10 lei și 20 de bani. Se vinde vopseaua de ou? Se vinde, dragă, se vinde, cu un leu plicul. Deci cea mai ieftină se vinde? Se vinde, cei mai ieftin în piață se vinde, cei mai ieftin nu se vinde. Criza de bani, nu este bani. Anul trecut s-au vândut mai bine? Foarte mai bine, nici la spert anul ăsta ca Ioan. Nu se vinde ca în alți ani. Concluzia. Piață plină, buzunare goale.